Zilele acestea, elevi din Italia, Olanda și Norvegia se află în vizită la Curtea de Argeș în cadrul unui proiect internațional intitulat High Generation. În cadrul acestei manifestări, tinerii vor lua parte la mai multe ateliere de lucru care sunt împărțite pe categorii. Proiectul High Generation se desfășoară pe durata unei săptămâni în care copiii de vârsta noastră din Olanda, Norvegia și Italia vin în România și facem un proiect pe această temă. Adică avem câteva workshop-uri, câteva ateliere de lucru în care sunt diverse activități pe baza acestei teme. În cadrul acestui proiect, elevii de la Colegiul Național Vlaicu Vodă au fost plecați în țările respective, iar acum tinerii argeșeni sunt gazde pentru prietenii din străinătate. Este un proiect numit High Generation. Derulează începând din 21-26 aprilie, este a cincea ediție. Participă trei țări, Olanda, Italia și începând de anul trecut îi avem parteneri și pe norvegieni. Este un proiect internațional în care elevii au de învățat unii de la alții, făcând un schimb de experiență. În luna octombrie, elevii noștri au fost plecați în țările despre care am vorbit, iar acum ne-a venit rândul nou ca să fim gazde și să-i primim așa cum se cuvine. Proiectul multicultural High Generation presupune un bogat schimb de experiență între elevi de aceeași vârstă despre tradițiile, obiceiurile și varietatea culturală a fiecărei țări participante.